Ca și la celelalte probe, absolvenții au început examenul la ora 9 și au avut la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Pentru candidații care au absolvit profilul uman, proba de vineri s-a susținut la alegere între geografie, filozofie, logică, psihologie și economie, iar pentru cei de la profilul real, biologie, chimie, fizică și informatică. Elevii s-au pregătit intens pentru sesiunea de toamnă. Gradul de dificultate al probei de această dată a fost mai ușor pentru cei mai mulți dintre candidați, iar rezolvarea subiectelor nu a dat prea mari bătăi de cap. Chiar a fost ok. Mai ușor ca sesiunea de toamnă? Da, da. A fost ok, s-a părut ok subiectul, accesibil. Te-ai pregătit mai mult? Da, de pentru data asta, da. A fost destul de bine, oarecum vom vedea ce îmi face, sper să fie bine, am scris. Sper să nu fie pe lângă subiect. Important e să vedem ce reușim. Cum s-a desfășurat activitatea în cadrul examenelor din a doua sesiune de bacalaureat și dacă au fost incidente neplăcute în sălile de clasă, ne spune Cristina Ivan, purtătorul de cuvânt al ISJ Constanța. La ultima probă din cadrul examenului de bacalaureat, 5 candidați, dintre care 4 care susțineau proba la disciplina biologie și unul la disciplina logică, au fost eliminați pentru fraudă și respectiv tentativă de fraudă. Astfel, 2 candidați din centrul de examen Liceul Tehnologic CR Roseti, un candidat de la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, un candidat de la Liceul Teoretic Aratis din Mangalia și un candidat de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Constanța. Menționez că aceștia au pierdut dreptul de a susține examenul de bacalaureat în următoarele 2 sesiuni. Sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat s-a încheiat. Elevii mai au un hop de trecut și anume punctajul obținut. Până pe 1 septembrie, când se vor afișa rezultatele, absolvenții vor rămâne în tensiune. Depunerea contestațiilor va avea loc luni între orele 12 și 16, iar rezultatele finale se vor afișa pe data de 4 septembrie.